În care coaliția a pierdut majoritatea în Camera Deputaților, UDMR a cerut autonomie teritorială pentru județele cu populație majoritar maghiară, la câteva zile după sărbătorirea centenarului. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege cu referire la textul rezoluției de la 1 decembrie 1918, care prevede autonomie pentru teritoriile locuite în proporție mare de minorități istorice. Se mai cere, printre altele, reprezentare proporțională a maghiarilor în instituțiile administrative la nivel județean, național și european, dar și în instanțe și în tribunale. Și stăm de vorbă cu jurnalistul Dan Tănase. Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Cum vezi acest proiect inițiat de UDMR, despre care se vorbește de ani de zile și care, din păcate, nu a beneficiat de foarte multă atenție? Da, acest nou proiect, evident, vine într-o conjunctură politică defavorabilă pentru actuala coaliție politică. Din păcate, acest document are la bază o falsă teorie, aceea că România nu ar fi respectat promisiunile făcute minorităților naționale prin declarația de unire de la 1 decembrie 1918, ceea ce este fals, repet, pentru că din punct de vedere istoric, așa cum în repetate rânduri a argumentat președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, nu există nicio urmă de interpretare cu privire la acest document. De altfel, comunitatea maghiară din România se bucură de absolut toate drepturile de care beneficiază minoritățile naționale și aș sublinia de asemenea faptul că minoritatea maghiară, liderii minorității maghiare sunt singurii din cele 19 minorități naționale cunoscute de România care afirmă în mod fals că România nu a respectat niște decizii, niște drepturi. Este un moment prielnic pentru România în acest moment, pentru că ne-am fi așteptat din partea UDMR să manifeste un pic mai mult respect față de centenarul și față de ziua națională a României. Însă ne-am obișnuit cu aceste gesturi, nu e nimic. Rămâne de văzut care va fi reacția coaliției de guvernare, pentru că, deși va respinge acest guvern, eu am tras în repetate rânduri atenția asupra faptului că Parlamentul României adoptă o serie întreagă de prevederi legislative care nu fac altceva decât să întărească statutul de autonomie teritorială pe criterii etnice a celor două județe. Deci, dar crezi că ar fi avansat UDMR acest proiect dacă nu ar fi crezut că există măcar niște șanse minime de reușită? UDMR a încercat de mai multe ori, chiar și atunci când, să ne reamintim că un alt deputat UDMR la începutul anului acesta, 2018, au fost mai multe proiecte. Evident, UDMR încearcă să forceze mâna coaliției, să forceze mâna PSD-ului, care se află în dificultate acum și, repet, sigur, un asemenea proiect nu va trece, dar, repet, în Parlament, cu sprijinul PSD și ALDE, trec o serie întreagă de prevederi legislative care întăresc statutul de autonomie de iure a zonei respective. Deci, într-adevăr, un proiect... O să te rog, Dan, să rămâi alături de noi. Marton Arpad în direct cu noi din partea UDMR. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Arpad. Explicați-ne care este ideea acestui proiect, de ce apare el acum și dacă au fost în prealabil discuții cu cei din PSD și ALDE, pentru că aveți nevoie de sprijinul lor pentru a trece mai departe. N-au fost nicio discuție. A existat această idee și adineau și înainte, numai că nu am dorit să conturbăm ziua națională cu depunerea unei astfel de proiect și cu scandalul care eventual ar putea fi surmontat de cineva. Referind tot la legea, legea este simplă. Pe de o parte, preia textual referitor la minoritățile naționale din declarația de la Alba Iulia, deci rezoluțiunea din 1 decembrie 1918 adoptată de Marea Adunare Națională. Și pe urmă urmează niște articole care, pe de o parte, spune ce se înțelege astăzi, de exemplu, prin popoare conlocuitoare. Sunt minoritățile naționale enumerate. Bun, din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar urma să se desfășoare lucrurile în aceste județe, dacă să spunem că ați reușit să obțineți... Stați că n-am terminat. Ne presează timpul, tocmai de aceea încerc... Da, dacă nu interveniți, am și terminat. Vă rog.
Deci, după care urmează și interpretarea cuvintelor. Ce se înțelege acele termene de administrare prin persoanele din sânul acelor comunități. Și atunci urmează o altă prevedere care ne trimite la o lege a statutului minorităților naționale, prin lege, evident, și o altă lege care poate fi adoptată, evident, tot de Parlament, la inițiativa unor regiuni, unor județe din regiuni de dezvoltare care doresc să aibă o regiune de dezvoltare separată de cea din care fac parte, evident, dacă corespund regulamentului respectiv, și aceste regiuni ar putea tot prin lege organică să primească statut special. Domnule Dan Tănase, cum vezi aceste viziuni ale UDMR referitor la acest proiect? Ce spune domnul Martin Arpad? N-am avut discuții în legătură cu acest proiect. Domnul Dan Tănase este în direct cu noi. El este jurnalist tocmai din această zonă vizată dumneavoastră. Mă scuzați, dar începe ședința la care